Tot este la comun. Într-un restaurant, echipa trebuie să fie unită. Să-și împartă sarcinile și echipamentul, să-și gestioneze eficient timpul, în așa fel încât comenzile să fie executate în cel mai scurt timp posibil. Proba de azi cred că e cea mai interesantă dintre toate, pentru că ne pune cu adevărat într-o bucătărie profesionistă. Prima probă de astăzi este o probă pe echipe. Altă. Marco și Andrei. Voi sunteți capitanii. Și ce să vezi, Andrei, capitan? Din nou, de ce, Doamne, mama dracului, cu ce am greșit? Marco. Da, șef. Alegeți. Primul. Gabriela. Andrei, e rândul tău să alegi. Maria. Marco, ultima alegere. Adrian, hai. Oana, ești în echipă cu Andrei și cu Maria. La finalul probei vom juriza și așa cum v-am obișnuit, echipa cea mai slabă va merge la proba eliminatorie. Astăzi însă va trebui să faceți față și presiunii venite din partea clientului. Aveți la dispoziție 2 ore să gătiți un aperitiv, un fel principal și un desert pentru niște oameni cu totul și cu totul special, pentru care timpul este extrem de prețios. 10 membri ai personalului medical de pe ambulanță vor fi astăzi beneficiarii direcți ai muncii voastre. Mega Image ne pune la dispoziție Concept Store Băneasa pentru cumpărături. Veți avea un magazin doar al vostru. Aveți la dispoziție 10 minute să vă stabiliți meniul. Eu o să plec înainte la magazin și o să ne vedem acolo. Bine, șef. Ok, șef. Facem meniul acum, da, 10 minute. Haideți. Haideți, start. Bun. Stați voi cu ei să-și facă meniul. Ne splituim. Noi rămânem la restaurant și voi vă duceți la cumpărături. Și eu mă duc la cumpărături. Da. Haideți. Succes. Distracție plăcută. Pa. Pa. Haideți, grăbiți-vă cu meniul. Trebuie să faceți rețetar pentru starter, fel principal și desert. Pește. Sănătos. Pește. Putem face ceva cum ceva chifteluță este peșoara. Să facem un crispy de dovlea și eventual... Da, nu toți mănâncă. Eu, de exemplu, nu prea îmi place să-mi pun crutoanele astea că se moaie. Să punem într-un side. Separat, să punem crutoane într-un side. Poate cineva nu mănâncă gluten, da? Eu am propus o supă cremă. Andrei a acceptat, Maria a propus și ea un desert și el a rămas să hotărească ce se face felul principal. Ia zi, Andrei, chipa albastră. O să ne prezentăm ca starter cu o supă cremă de dovleac cu ghimbir și anason. Main course-ul, macrou cu mămăligă la grătar și cu sos de ardei copt. Și la desert o să avem un mus de caramel, chocolate soil, gel de dovleac și mere. Compotul de mere. Marco, echipa roșie, ce meniu o să faceți voi? Începem cu ciorba de perișoară de pește și sighimul cu un arosto de vițel cu crema de eribi și terminăm cu un tiramisu care nu se face tradițional, ma lo facem a sifon. Hai acum, fuga! Cooperator, Radu, te aștept acolo. Haideți! Haide, la cooperator! Haide, haide! Haide, succes! Hai!